Poate acum să iasă ceva periculos. Iată-l pe Platini, Andrei Cristea, șutul lui Cristea și parada lui Straton. Într-adevăr, șansă mare de gol a gazdelor. Andrei Cristea expediază un șut în stilul caracteristic după o fază lucrată foarte bine de Platini. Paradă de senzație a lui Straton. Minge grea pentru portarul lui Dinamo. Straton însă este un portar de reflex, lucru dovedit odată în plus la faza de mai devreme, doar corner pentru Ieșeni, un corner care rămâne fără rezultat pe tabela de marcaj, dar Iașul insistă cu Deiriondo. Platini atacat acolo de Vali Lazar și jucătorul Iașului faultează. Da, spuneam, o primă repriză modestă, au fost totuși două șanse de gol importante la poarta lui Dinamo. Noi o vedem pe ultima, șutul lui Andrei Cristea, cred că mingea a fost și ușor deviată. Iar echipe, iată-l pe Omoh pentru urcarea lui Șerban, centrarea lui Șerban, Andrei Cristea, gol! Andrei Cristea marchează în minutul 85 al partidei și e posibil ca Andrei Cristea să aducă prima victorie a Iașului în campionat în mandatul lui Mircea Rednic, prima victorie din ultimele 14 meciuri de campionat. Andrei Cristea cu spatele la poartă reușește să se întoarcă și să trimită la colțul lung experimentatul atacant al Ieșenilor, idolul tribunelor aici pe stadionul Emil Alexandrescu. Încă o dată faza pleacă de la Șerban, dinamoviștii nu reușesc să respingă, Omoh pentru același Șerban și Andrei Cristea prea cu spatele la poarta adversă și profitând și de marcajul larg al lui Mihai Popescu, Andrei Cristea reușește să-l învingă pe Straton. Nicio șansă acolo pentru portarul lui Dinamo, care nu a avut vizibilitatea cea mai bună. E adevărat, Cristea trimite și din scurt. 1-0.